Întreaga lume a fost noaptea trecută cu ochii pe alegerile prezidențiale de peste ocean. Sute de americani care se află în țara noastră au urmărit evoluția votului din Statele Unite ale Americii într-un local din capitală. Evenimentul a fost organizat de Ambasada Statelor Unite la București și a reunit la un loc studenți oficiali și sportivi. Petrecerea a început în jurul orei 21:00. 1300 de oameni, cetățeni americani și români, au fost invitați aici de reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București să urmărească evoluția votului de peste ocean. Cei prezenți au primit accesorii precum stegulețe, creioane, pălării, tricouri și insigne, unele cu semnele Statelor Unite ale Americii, altele cu chipurile celor doi candidați. De asemenea, de pe mese nu au lipsit celebrii burgeri americani, iar mai multe trupe de tineri cântăreți au avut grijă ca oamenii să nu stea pe loc. We're going to watch the US election returns. We're going to be here all night. I'm from Washington, so I voted a couple weeks ago in our absentee system. Petrecerea e foarte reușită. Era un președinte care, unul, să mențină un rol important pentru America în lume și, în subsidiar, un președinte care să susțină alianța României cu America. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România a subliniat rolul important pe care îl are cetățeanul într-o democrație. It's been a very long campaign. It's been a very dramatic, controversial, exciting, but also is a privilege to vote and to contribute to the health of democracy and in choosing their leaders. Cu ochii pe Donald Trump și Hillary Clinton au fost și jucătorii echipei de rugby din America. Aceștia se află în țara noastră pentru că în data de 12 noiembrie au meci amical cu jucătorii români. I've never been to Romania before, but it's absolutely beautiful. Bucharest is a beautiful city. We're really excited to be here. Meet the ambassador. It's pretty cool for us. Ca cetățenii americani să se simtă ca acasă, organizatorii au improvizat o urnă simbolică, iar fiecare invitat a primit un buletin de vot pe care regăsim numele celor doi candidați, Donald Trump și Hillary Clinton. Cine ai preferat? Hillary. Pentru că e femeie, pentru că are mai multe principii și pentru că, din punctul meu de vedere, poate să schimbe ceva. Petrecerea a luat sfârșit în zorii zilei.